lumina nu mai strălucește peste valurile care ne despart de valuri, care despart pământul de un sort de valuri. Deci are toată tristețea evurilor și asta cred că asta intenționează de fapt Tolkien. Să transmită prin această limbă, prin sonoritatea ei și cred că și, și reușește. E mine forma Antule de Iri. Apropo, sună cunoscut, Grimsemer, este asta, de unde ar putea să fie? De Big, uite! Așa, da. După sonoritate. Da, dar nu trebuie să dai răspunsul, pentru că următoarea întrebare era ce ar putea să însemne. Da. Deci să imaginăm un text în latină, nu? Cum da, deci mundi. Uite, da. Mai știi că în liceu ai folosit latină. Da, nu știu nimic în latină. Nimeni nu știe. Bun, nu, uite, nu știm. Cum sună? Ce, dacă ar fi să traduci în română, ce ai spune? Sic transit gloria mundi. Nu? Hai să da, că asta e cea mai cunoscută de... Din latină. Sic transit gloria mundi. Așa, cum? Fără să știi latină, bine, așa să presupun. E și un bug despre chestia asta. Da, era un bug. Sic. Sic, putem să zicem că e așa, nu? Sic. Dar putem să zicem și sâs. Da? Dar putem să zicem tranzit. Ar putea să fie trăsnit, nu? Trăsnit. Gloria. Gloria poate să fie un nume. Un nume de băiat sau un nume de fată, nu? Mundi e poate exact, și exact, da, da. Așa, deci, așa, așa, așa se trăsnește gloria. Nu, sau așa trăsnit-o pe gloria la munte. Ele sila lumen comentim. Și asta este un salut pe care Bine, acolo scrie dacă două rânduri, dar e și posibil. Deci asta este, de fapt. Și dacă țineți minte, este din Lord of the Rings. Exact. Este din volumul 1, capitolul 3. Un moment foarte... Foarte... Se întâlnește aproape cu Primier. Când Frodo se întâlnește cu un elf, cu o companie de elfi, de fapt. Așa, și îi salută în elfă, îi salută în Quenya, iar elfi apreciază foarte mult faptul că Frodo îi salută în Quenya. Și acesta era un salut formal, nu? Care însemna fie ca o stea strălucește în ora întâlnirii noastre. Și mai găsim și